Chemat la interogatoriu duminică dimineața la orele 9:30. Duminică dimineața la orele 9:30. Uite, ai scris tot aici. Oră, adresă, tot. A completat aici chiar domnul inspector cu mâna lui. De obicei nu el face asta. Vezi să nu întârzi, că-i de rău. Cine a fost? O greșeală. Căuta altă adresă. Da, mă temeam că... Știu că vă e somn, sunteți obosită, iar eu v-am reținut prea mult. Iertați-mă încă o dată. Noapte bună, domnișoară Bürstner. Noapte bună. Este templarul lanț. Domnule, spuneți-vă, rog, știți cumva ce stradă este asta? Domnule, spuneți ce stradă este asta? Cum se numește? Da, cum se numește? Vedeți, o întrebare la care nu știu ce să vă răspund. A, nu sunteți de prin partea locului? Ba da, uite, chiar aici, în casa aceea din colț stau. Numai că până la ora asta n-a venit încă echipa cu indicatoarele, așa că, ce să vă spun? Înțeleg, nu știți ce nume o să-i pună. Și totuși, nu pare deloc o stradă nouă, după clădiri. Dar cum o să fie nouă? Se vede treaba că n-ați mai trecut prin zona asta de mult. E poate cel mai vechi cartier al orașului. Și acum se schimbă denumirile. Da. Și înainte cum se numea? Înainte când? Până astăzi, nu? Da, vedeți, ar trebui să am un caiet cu mine. Păi cine mai ține minte toate denumirile pe care le-a avut? Ca așa e, n-aveți de unde știi. Străzii îi se pune în fiecare zi alt nume. Glumiți, cum în fiecare zi? Mă rog, aproape în fiecare zi. Pentru că uneori echipa de lucrători uită să vină. Alteori nu sunt gata indicatoarele. Băi, de neînțeles, este aberant. Ei, la început nici noi, cei de aici din cartier, n-am înțeles. Am făcut gălăgie, memorii, degeaba. Dar vezi, cu timpul ne-am dat seama că cel care a gândit așa a fost un om cu cap. Dar să știți că e mult mai bine așa. Mai bine? Dar cred că se produc o mulțime de încurcături. Dar de ce? Doar fiecare își cunoaște casa. Cum altfel? E sigur, străinii de cartier pentru ei, dar tocmai de aceea metoda e bună. Orice persoană care nu e de aici, înțelegi ce vreau să spun, e imediat văzută, de departe. Se zice că sistemul o să fie aplicat în tot orașul, mai târziu în toată țara. Dar dumneavoastră cu ce treabă prin părțile noastre? Am o adresă. Casa Templarului Lanț. După reperele date ar trebui să fie pe aici undeva. O stradă care nu are un nume, ci un număr. 945. Probabil că au luat sistemul străzilor americane. E mult mai practic. Așa e în America? Da, așa e în America. Mă rog, se poate. Se poate, nu vă contrazic. Și la noi e un cartier... Mă rog... cartier. V-aș fi recunoscător dacă mi-ați dat cât de cât o lămurire cum aș putea ajunge acolo. E departe? Un tramvai? Ce-i drept, nu e aproape. Dar nu merge niciun tramvai. Numai pe jos. E, dar dumneavoastră sunteți tânăr. Mai greu e pentru bătrânii, betegi, bolnavi. Văd însă că, necunoscând locurile, nu v-ați echipat cum trebuie. Dar cum trebuie să mă echipez? Păi ce aveți dumneavoastră în picioare, sunt, ca să zic așa, pantof de dans. Nu de mărșeluit prin glodurile care vă așteaptă. Ha!
Dacă vreți, vă dau eu niște bocanci. Ia uitați-vă, sunt extraordinar, să știți că nici nu i-am încălțat de foarte multe ori. A, n-aveți bani acum? Nu-i nimic, mi-i dați altă dată și îmi lăsați gaji pantofii dumneavoastră. Ce ziceți? Vă fac un serviciu, să știți. Mulțumesc, dar merg cu ai mei. La cum doriți. Eu v-am făcut propunerea. Era în avantajul dumneavoastră, să știți. Eu nu făceam nicio afacere. Ei, îmi dau seama. Dar cum spuneți că pot să ajung în cartierul acela? Păi, știu eu cum să faceți. Hei! Hei, Carl! Uite-o și pe Liza. Bună, drăgălașule. Da, cine-i domnul? Nu mi-l prezinți? Dar nu știu cum îl cheamă. Iosef K. Să rămână. Liza. Domnul are treabă pe la voi. Îmi pare bine. Adică, îmi pare bine că vă pot fi de ajutor. Probabil nu știți cum să ajungeți, nu? Liza e nevasta prodului de la tribunal. Că tot pe acolo e și tribunal. Norocul meu să nu fac drumul ăsta singură. Lasă că nu-l faci tu singură niciodată. Dar... dacă sunteți atât de amabilă să mă soțiți, eu vă mulțumesc. Norocul e al meu. Atunci, ce mai stăm? Să mergem. Carl, salut, drăgălașule. Mulțumesc mult, domnule. N-aveți pentru ce. Poate ne mai întâlnim. Te-au chemat, da? La 9:30. Avem timp. Da, mi s-a spus că e departe. Cred că m-aș fi rătăcit dacă nu-l întâlneam pe dumnealui. Cum se cade, om? Cum se cade, Carl? Hai, dade. Nu ți-a vândut nimic? Bocanci rupți, haine vechi? Nimic, nimic? Nu. Nu, miramaș. Un pungaș de drumul mare. Ăsta ia și de la vii și de la morți. Păi, nu cred să fi scăpat vreunul nejumulit de el. Doar dacă am picat eu prea devreme, te-a iertat. Altfel... te descălța pe loc. Chiar așa? Mie nu mi s-a părut. Ce? Ce? I-am spus drăgălașule? Fi cum să-i spun bandit? Da, da, așa ar trebui să-i spun bandit. Dar zi-mi dumneata, câți oameni cinstiți ai cunoscut? Eu să mă bată Dumnezeu dacă am întâlnit vreunul. Cel puțin aia de la tribunalul nostru. Numai javre, numai jeg. Jeg? Oh, dar ce jeg, pe creier, că pe inimă n-ar avea unde. Pustiu. Dumneata, ești tânăr. Dar nu mi se pare deloc că ai fi vreo bătrânică, dumneata. Se duce tinerețea. Am 25 de ani, domnule. 25. Eu am ceva mai mult. Ești bărbat. La bărbați altfel se număra anii. Și ești frumușel, așa? Pe cuvânt, pe cuvântul meu, foc de frumușel. Păr negru, ochi albaștri. Cred că se nebunesc femei de pe tine. N-am observat. Nu. Mie îmi spui. Dar ce, eu n-am ochi? Ia zi-mi, cum ai picat în plasa ăstora? A furisită treabă. Dacă vrei să-mi spui bine, dacă nu, nicio supărare. Gândesc că ți-e greu. De fapt, n-am ce spun. Eu cred că s-a făcut o greșeală. Greșeală. Acuș ajungem. Sunt multe tribunale în cartier? Pentru că mie mi s-a dat o stradă, strada 945, dar fără număr de casă. Da, casele nu au număr. Cum n-au număr casele? Păi, dacă au străzile, ce rost ar avea să aibă și casele, zău așa? N-are niciun rost, nu-ți dai seama. Nu prea înțeleg. E la mintea cocoșului. Fiecare stradă are numai o casă și atunci... O singură casă pe fiecare stradă? Păi, tu știi cât de mari sunt casele astea? Fiecare cât... cum să-ți explic?